Unii oameni fac ca cerul să devină cel mai frumos loc de pe pământ. Am adus astăzi cu mine o piatră. Știți că și pietrele visează? Știți că este visul pietrei? Visul ascuns al fiecărei pietre este să devină parte din catedrală. Să fie acolo sus, undeva, în văzul lumii, la lumina lumii și la lumina lunii, și să fie expusă. Ei bine, dacă visul ascuns al oricărei pietre este să devină catedrală, visul neascuns, cel mărturisit al fiecărui copil, este să zboare. Fiecare copil visează să zboare. De când suntem mici, ne-am dorit, ne dorim și vrem să zburăm. Ne îndreptăm privirea spre cer și ne uităm spre ceea ce înseamnă aparatele care zboară și care ne creează emoții și bucurie. Dar pentru a se desprinde de la sol, e nevoie de un foarte mare arsenal de oameni. E o armată de oameni care stă în spate și care trebuie să ne ajute pe noi, piloții, să decolăm. Despre omul de la sol, despre importanța lui, vreau astăzi să vă spun câteva cuvinte. Dar știați că, și se spune în aviație, știați că decolarea este facultativă, dar doar aterizarea este obligatorie? Mulțumesc frumos! Mai am un știați că, și aici o să vă scot puțin din zona de confort. De ce? Pentru că o să vă pun o întrebare care poate fi și o afirmație și care poate fi ușor deranjantă. Pentru că o să vă puneți alte întrebări la rândul dumneavoastră, o să creeze multe alte întrebări și, vă spuneam, o să vă scoată puțin din zona de confort. Știați că piloții, când se duc la manșă, o fac cu strângere de inimă și chiar cu teamă sau cu frică? Și eu, dacă vin și vă spun astfel de întrebare, o să-mi spuneți, bine, bine, dar sutele mele zboruri pe care le-am făcut, sau faptul că o să am săptămâna viitoare să zbor la București, sau știu eu unde, cum poate acum să-mi dea certitudinea că pot urca în acel avion cu inima deschisă? Ei bine, tot în aviație se spune că atunci când unui pilot nu e frică de nimic, sau când spune și mărturisește că lui nu îi se poate întâmpla nimic, atunci noi, ca pasageri, trebuie să ne facem probleme. Însă, în orice zbor, în orice vedem noi că se ridică de la sol, să știți că nu doar pilotul contează, ci întregul arsenal de oameni din spatele lui, oamenii care sunt nevăzuți, fața nevăzută a icebergului, care stau și își fac datoria cu pasiune, cu dăruire, cu foarte multă iubire și care rămân de foarte multe ori în anonimat. Ei sunt o condiție esențială pentru ca pilotul să poată zbura și pentru ca zborul să se poată efectua. Dar acum o să vă invit să stăm puțin confortabil în scaunele noastre, mai ales după întrebarea pe care tocmai v-am ridicat-o la fileu, și să facem împreună un zbor. Să intrăm puțin în bucătăria zborului, în instrumentalitatea lui. Și dacă vorbeam de instrumentalitate, vreau să vă spun din start că există două tipuri de zbor. Este zborul la vedere, cel practicat de mine sau de noi cei cu aviația mică, zborul cu avioane ușoare sau ultra-ușoare, aviația generală, aviația utilitară, aviația sportivă, aviația de agrement, și este zborul instrumental, bazat pe instrumente, așa cum îi spune și numele, unde toată, absolut fără excepție, toată aviația comercială se încadrează. Ca idee, cele două tipuri de zbor depind foarte mult de condițiile atmosferice, de tipul de aparat pe care îl folosim și, evident, de tipul de calificări pe care le avem. Diferența între cele două tipuri de zbor o vedeți în imaginile alăturate. În primul caz este, așa cum se spune în aviație, CAVOC, deci vizibilitate maximă. Noi, cei cu aviația generală, putem oricând să zburăm în astfel de condiții, dar, cu siguranță, în condițiile din fotografia a doua nu putem face, însă aceasta este tributară aviației comerciale, cea pe care, cum vă spuneam mai înainte, o folosesc toate companiile aeriene. V-am invitat să facem parte și să luăm la un... să stați comod și să facem parte dintr-un zbor. Înainte de asta,
Vreau să vă spun că noi, piloții de la aviația generală, îi admirăm foarte mult pe piloții de la companiile aeriene. De ce? Pentru că ei sunt îmbrăcați frumos, se duc în orașe diferite, frumoase, au parte de un tratament preferențial și au o prestanță anume, aparte. Însă ei, și am un prieten foarte bun, pilot pe Airbus 380, care îmi spune să știi că noi vă invidiem pe voi, nici nu știi ce mult vă invidiem. Pentru că adevărata bucurie, adevăratul zbor, adevărata libertate este la voi, nu la noi. Haideți să mergem puțin înspre decolare. Cu siguranță cu toții ați făcut parte dintr-un avion sau ați intrat într-un avion, după ce v-ați așezat confortabil în scaunele voastre, începe personalul din cabină să facă un instructaj de securitate. În timpul acesta aeronava rulează, merge înspre taxiway și înspre pistă, oprește la punctul de așteptare, acel holding point, cum se numește în aviație, și turnul, un alt element important de la sol, îi dă intrarea pe pistă. Intrarea și alinierea. Orice pistă are două părți, pentru că se poate decola din două părți, depinde de direcția vântului. Întotdeauna, atât decolarea cât și aterizarea se fac cu vânt de față. Intră, se aliniază, întoarce pe buzunarul de întoarcere în capătul pistei, pilotul nu mai oprește aeronava, dă manșă încet, tot mai tare, tot mai tare, aeronava se pune în rulaj, viteza crește, totul este foarte, foarte lin și aveți o senzație plăcută. La un moment dat, în cabină se aude V1, apoi rotate, după care jamba de bot se ridică, la câteva secunde și trenul se ridică, iar fluturii din stomacul nostru străpung deodată cu pasărea de oțel norii. Aceasta a fost o decolare obișnuită, normală. Însă, mai avem parte și de o astfel de decolare, și o altfel de decolare, la pistă scurtă. Anul trecut, sau experiența din ultimul timp, ne-a învățat că noi trebuie să decolăm la pistă scurtă. Ce înseamnă tipul de decolare la pistă scurtă? O să încerc să o fac foarte, foarte scurtă. După întoarcere, se spune în aviație, în cazul unei piste scurte, că fiecare metru de pistă contează, pilotul trage frânele la maxim și accelerează la maxim. Accelerația aceasta produce niște tensiuni foarte mari în aeronavă, structura dă să iasă din materie, motoarele rulează tot mai tare, se turează tot mai tare și parcă totul huruie în jurul nostru. Avem o stare de disconfort, dar stare care până la urmă este cea premergătoare unei astfel de decolări cauzate de scurtimea pistei sau poate de greutatea aeronavei sau de condițiile atmosferice. Ei bine, în momentul în care pilotul eliberează frânele, cu manșa al maxim, cu gazul în plin, parcă în momentul acela se ridică jamba de bot și începe decolarea foarte repede, parcă este mult mai scurtă senzația și cu siguranță distanța de rulare este mult mai scurtă, iar astfel de decolare la pistă scurtă este până la urmă un procedeu care se practică în aviație. Ei bine, ultima perioadă a vieții noastre ne-a învățat că decolările la pistă scurtă sunt cele mai importante și acestea ne aduc nouă satisfacțiile cele mai mari. Eu când eram mic, aveam foarte multe zboruri la pistă scurtă și decolam de foarte multe ori la pistă scurtă. Asta înseamnă că nu mai erau previzibile întoarcerile mele acasă. Mergeam să caut oameni frumoși sau locuri minunate. Întotdeauna am spus că eu iubesc oamenii și harta lumii. Mi-aduc aminte că îmi spunea bunica: măi băiete, tu ești bun de trimis după baiul cerău, că dacă te duci nu te mai întorci de grabă. Zborul propriu-zis. Se spune în aviație că niciun om nu este singur și fiecare om este bucată dintr-un continent. Aceasta este prefața la John Donne pentru cine bat clopotele. În aviație, tu ca pilot nu ești singur niciodată. Nu poți, chiar cu cea mai elementară formă de zbor, în cazul de față planorul, nu poți decola dacă nu ai minim 3 oameni în jurul tău. Pe de o parte este pilotul, pe de altă parte este mosoristul, cel care trage aeronava sus, și pe de altă parte este un actor principal, important, cel care ține aripa la orizontală ca să poată decola. Altfel, planorul, care are două roți pe axa longitudinală, nu poate sta drept, nu poate sta orizontal și nu poate decola. O să vă fac o mărturisire aici. Atunci când eu plecam și îmi spunea bunica că sunt bun de trimis după baiul cerău, mergeam în căutarea oamenilor frumoși. Și mărturisirea pe care vă fac acum este legată de faptul că deasupra oamenilor frumoși
se adună mai mulți îngeri față de cel păzitor pe care noi cu toții îl avem. Și chiar și în lumea îngerilor funcționează legile aviației. Adică, dacă ei dau foarte tare din aripi și încearcă să se adune cât mai mult deasupra celor din jur, se mai lovesc între ei și mai alunecă. Ei bine, eu, stând în preajma oamenilor buni, mai aveam parte pe lângă îngerul meu păzitor și decât un înger care venea de la ceilalți și așa mă îmbogățeam și eu. Așa sunt și astăzi foarte bogat, pentru că aici sunt mult mai mulți decât oameni suntem, sunt mult mai mulți decât 300 de îngeri. Sunt foarte mulți îngeri în sala aceasta. Cam așa arată o configurație cerească, dacă vreți, cu avioane multe și cu îngeri care se adună deasupra oamenilor buni. Oamenii de la sol creează premisele zborului și infrastructura lui. Întotdeauna am spus că aeroporturile sunt trepte spre cer. Niciun avion nu poate să zboare dacă nu are infrastructura de bază, un aeroport, dacă nu sunt oameni care investesc în aeroport, care îl întrețin, care îi dau ceea ce e necesar pentru ca aeronava să poată decola în condiții de siguranță și să poată ateriza în condiții de siguranță. Pe lângă acest lucru, mai este un factor important al omului de la sol în comunicarea cu aeronava. Este cel de la turn. Întotdeauna pilotul se raportează la turn și în absența unei comunicări cu turnul, vreau să vă spun că pilotul comandant are obligația să vină să oprească pe cel mai apropiat aerodrom. El nu poate să-și continue traiectul dacă nu are comunicație cu turnul. Am spus la un moment dat că zborul este atât de complex încât cuprinde toată gama alfabetului, de la A la Z, pentru că este și admirație, și binecuvântare, și călătorie, și desprindere, și elevație, și frumusețe. Zborul este zbor. Atât de complex încât nici paginile unei cărți nu-l pot cuprinde, sau paginile unor multe cărți nu pot să-l descrie. Întinzându-ne mâinile spre exterior, încercând să cuprindem acest zbor, nu reușim să o facem. Dar, pe de altă parte, să știți că îmi place foarte mult o asociere din limba engleză și cred că nu este întâmplătoare între zbor, flight și lumină sau iluminare, light. Eu cred că este o mare, mare asociere între cele două cuvinte și undeva, la baza ei, cunoașterea, iluminarea, este tot un alt fel de zbor. Sau zborul este o iluminare. Pe de altă parte, dacă tot vorbim de un refrain în zilele noastre, să știți că cea mai ușoară modalitate de a călători și cea mai rapidă este avionul. Avionul nu este altceva decât un refrain al păsării. Ori avion, însăși, ideea sau noțiunea de avion vine din franceză. Appareil volant imitant oiseau naturel. Aparat zburător care imită pasărea naturală. Și, evident, se spune că orice om visează să zboare asemeni păsărilor. Știați că atunci când fiecare om își deschide brațele pentru a-l îmbrățișa pe cel drag sau pe celălalt, este proiecția pe verticală a unui avion? Și îmbrățișarea nu este altceva decât anularea fricii. Pentru că atunci te duci să-l îmbrățișezi pe cel drag, când ai nevoie de el, când vrei să-ți depășești frica sau când vrei ca el să-ți dea ceva, un plus, pentru ca tu să treci mai ușor peste diferitele momente. Și atunci vin eu și vă întreb, de vreme ce toți oamenii aceia, cei de la sol, cei din aeroport, cei din turn, sau cei care asigură construirea aeronavelor, vin și își fac datoria cu binecuvântare, cu pasiune, cu suflet, cu dragoste, cu multă responsabilitate. Dacă toți aceștia își fac meseria așa cum trebuie, de ce să le mai fie frică să zburăm? După zbor, exact ca după îmbrățișare, deja ai o altă senzație. Tu ești altfel, tu devii altfel, pentru că ai un gust pe care nu-l poți compara cu nimic, ai o stare care nu se compară cu nimic decât cu exuberanța și cu bucuria și zborul, la fel ca îmbrățișarea, poate să-ți schimbe de foarte multe ori în bine viața. Leonardo da Vinci are o vorbă foarte frumoasă. El spune că odată ce ai încercat zborul, vei păși întotdeauna pe pământ cu ochii ridicați spre cer, acolo unde ai fost și acolo unde vei dori întotdeauna să te întorci. Am învățat anul trecut că lumea s-a oprit brusc
Paradoxal, în același timp, lumea a accelerat. La pistă scurtă. Exact ca și decolarea pe care v-am descris-o adineauri. Am învățat că trebuie să existe unele lucruri, să se întâmple și e neapărat nevoie de ele ca noi să trecem într-o altă etapă. Pentru mine, această etapă, această perioadă, a însemnat o accelerare nemai întâlnită. Pentru că am reușit să leg în anul acesta, într-o perioadă foarte grea, cum îi spun eu, cel mai mare sat al lumii, Sătmarul, de mari orașe ale lumii. De Paris, de Roma, de Frankfurt, de München. Ba chiar am avut bucuria că acum 3 săptămâni să vină cel mai mare, sau unul dintre cele mai mari avioane din lume, cu un zbor direct de la New York la Satul Mare, un Boeing 787. Mulțumesc frumos! Acest lucru vreau să vă spun că nu s-ar fi putut face fără ajutorul masiv al oamenilor de la sol. Cei mulți care au fost piramida nevăzută a icebergului și care au lucrat toți pentru ca astfel de evenimente să se poată întâmpla. Am mai învățat în viață, și anul ăsta mi s-a confirmat acest lucru, că dacă ești acolo unde ți-e inima, nu se poate să nu reușești. Dacă sufletul tău e acolo și îl pui tot în ceea ce faci, nu ai șanse să mergi mai departe fără un câștig. După zbor urmează și aterizarea. Întâmplător, am luat o fotografie aici cu 18 echipamente care deservesc cu aeronavă la sol. 18, dar sunt mult mai multe. Ei bine, gândiți-vă că în fiecare din aceste echipamente sunt oameni care își fac datoria și care dacă nu ar face-o cu responsabilitate, cu credință și cu iubire, noi n-am putea admira de jos sau de sus, din orice loc am fi, zborul. Eu, după ce am descoperit zborul, am ajuns să-l caut, să-l promovez, să-l savurez și să-l dăruiesc. M-am uitat în sală. Sunt mulți oameni care aici au zburat cu mine. Paula, Doina, Anca, Coralia, Remus. Sunt doar câteva exemple. Sunt oameni care au zburat și pe care îi iau cu drag oricând sau v-aș lua pe toți dacă aș putea. Pentru că mi-am dat seama că o mare menire a mea, sau vreau să cred că o mare menire a mea, este să construiesc punți către cer, legând suflete, oameni și destine. În același timp, îmbrățișarea omului de la sol, și este o concluzie cu care vreau să plecăm toți acasă, este o condiție esențială pentru ca zborul să se poată înfăptui. Indiferent că această îmbrățișare este fizică, propriu-zisă, sau îmbrățișarea este îmbrățișarea omului care își face datoria, sau chiar un simplu salut al unui copil care ridică mâna, un semn de bucurie. Vă mulțumesc frumos!